Atunci când acceptăm să ne predăm viața lui Dumnezeu, facem parte dintr-o familie în care dragostea este țelul tuturor membrilor. Dumnezeu spune în Proverbe 17:17: prietenul adevărat iubește oricând și, în nenorocire, ajunge ca un frate. În momentul în care ne ajutăm prietenii, devenim așa cum a vrut Dumnezeu să fim din totdeauna, buni și iubitori. Se povestește că un adolescent avea cancer și era în spital de câteva săptămâni sub tratament cu radiații, chemoterapie. În acest timp, și-a pierdut tot părul din cap din cauza tratamentului. În drum spre casă, era preocupat. Nu de cancer, ci de jena pe care o va simți la școală când va apărea acolo Kel. Se hotărâse să nu poarte perucă sau șapcă. Când a ajuns acasă, s-a îndreptat spre ușa de la intrare și a aprins luminile de cum a intrat în cameră. Spre surprinderea lui, 50 de prieteni au strigat: bine ai venit acasă! Băiatul se uită în jur și abia își putea crede ochilor. Toți cei 50 de prieteni erau atunci zero. Nu-i așa că n-ar plăcea să avem astfel de prieteni iubitori, buni, sensibili la situațiile în care ne aflăm? Gata să se sacrifice pentru noi oricând, asemenea lui Iisus Hristos. Astfel de prieteni sunt rari în ziua de azi. Să ne ajute Dumnezeu să avem prieteni care să simtă cu noi în orice împrejurare și mai ales chiar noi să fim astfel de prieteni.